M-a lovit în spate o puștoaică. Avea o mașină, cred că, stai să-mi aduc aminte. Opel Astra, zic eu. Așa, Opel Astra, că parcă ți-am trimis filmarea, exact, nu? Exact. Cu vreo 2-3 luni. Avea anvelope de iarnă. Te-a pus frână. Bă, de departe. S-a dus Sanie. Sanie s-a dus. Și voiam un pic, că tu știi mai bine, de ce să nu folosești anvelope de iarnă vara. E vara mergi cu anvelope de vară sau all season? Da. Nu cu iarnă. Din păcate nu se dau amenzi, că eu aș da amenzi, eu l-aș interzice. Nici eu nu înțeleg de ce. Invers, e reglementat. Deci, anvelopa de vară este rigidă, este făcută să adere la temperaturi mari. Se încinge asfaltul 60 de grade, vrei să ai o anvelopă care să adere la aceste temperaturi. Deci trebuie un material tare. Cea all season e între și între. Nu e nici foarte tare, nu e nici foarte moale, merge și iarna, merge și vara. Are aprobare în plus, poți să mergi cu ea și vara. Uite, eu acum pe mașina asta am anvelope all season. Am mers și pe un pic de zăpadă să văd cum e. A fost ok. Un pic de zăpadă. La temperaturi scăzute au fost ok, aderența a fost bună, vara a fost bune. Am avut și niște mai puternici, au fost bune. Ălea de iarnă e un material moale, pentru că asfaltul e bocnă, ai gheață, ai zăpadă și vei să adere. Ca să adere, unul din cele două trebuie să fie mai moale. Singurul care poate să fie mai moale este cauciucul, care trebuie făcută dintr-un material moale. Iar materialul la moale e gândit special să mergi când asfaltul e bocnă și nu are 80 de grade. Și atunci anvelopa ta de iarnă, fără faptul că se fărâmițează mult mai repede, îți crește consumul și la o frână din asta puternică te duci ca Sania. Chiar dacă ai abest. Într-o frână de urgență, anvelopa de iarnă pe asfalt încins e pericol. Deci eu nu știu cum de nu le interzic. Motivul pentru care își țin anvelope de iarnă în continuare pe mașină e pentru că nu e o lege. Dacă iau amendă că n-am alea de iarnă, de ce să-mi pierd eu vremea să tot schimb iarnă, vară, să dau bani? Mai bine merg tot anul cu alea de iarnă, că doar ce se poate întâmpla. Exact. Ca să nu mai zic că îți tocești și campoanele alea pe anvelopă, da, știi? Și la iarnă nu mai sunt eficiente. Tu știi cât sunt? Jumate. Da. Jumate, am făcut eu statistic. Da. Am numărat câte cu vară, câte cu iarnă. Jumătate. O să vezi că anvelopele de iarnă care au ceva ani, 2-3, cu care s-a mers vara, pe extremități, au bucăți sărite din ele. Ălea au mers iarnă-vară. Bă, nene, dacă gândirea ta se rezumă la n-am chestii să le mai schimb, nu vreau să mai îmi bat capul. Băi, ia-mă de all season. Dacă vrei să nu-ți bați capul, adică dacă vrei să ai un singur set, trebuie să fie all season, nu de iarnă. Ce-i drept, mulți nu cunosc aceste detalii tehnice, nu îi se explică mai pe nicăieri. Nu se interesează. Nu se interesează. Cam asta e cu anvelopa de iarnă pe timp de vară, e periculoasă. Ea e gândită să funcționeze eficient de la 6 grade Celsius în jos. În jos, hai că sunt 10, hai că sunt 15. Bă, dar nu 40. E un clip frumos făcut de Vredestein. Frânare iarnă, vară, all season, în diverse temperaturi. Încă o chestie, de regulă, anvelopele de iarnă erau mai scumpe decât alea de vară. Acum nu mai e chiar așa. Dacă cumperi iarna de vară și vara de iarnă să ți le pregătești tu, s-ar putea să prinzi niște dealuri. Dar dacă cumperi în noiembrie, când cumpără toată lumea, sau în decembrie, e clar că o să plătești un pic mai mult pe ele. Iar ca să ți eficientizezi schimbul de anvelope, ia-ți două seturi de jante. Să ai set cu totul, set cu totul. Le-ai pus echilibrat, le-ai pus echilibrat. Mașinile noi, cel puțin, nu știu, multe dintre mașinile noi vin cu un set de anvelope. Nu mai poți să pui suplimentar. Astea premium. Alea cred că au mai multe dimensiuni. Dacă vin cu mai multe dimensiuni, ei sunt cumva penalizați. Ai văzut că la gramele de CO2 WLTP, la standardele noi, dacă îți dă mai multe seturi de anvelope, nu-ți mai scrie 136 de grame, îți scrie 130-139. Și dacă îți dă cu marjă, eu cred că ei sunt penalizați. Da. Și atunci ei sunt forțați să-ți dea un set ca să-ți dea exact CO2, exact consum, exact tot. În primul rând e pentru siguranța voastră. Exact, și a celor din trafic. Că îți dai seama dacă îți trece pieton și tu te-ai dus ca Sania. Oare există anvelope de iarnă pentru motocicletă? Eu am văzut ceva branduri din astea ciudate, dimensiuni ciudate, poți să-ți pui, dar cam risky. Da. Adică nu sunt de producători de ăștia consacrați. Da. Așteptăm și părerea voastră mai jos în rubrica de comentarii. Vă mulțumim, să ne vedem cu bine în următorul video. Hai pa! La revedere!